Consiliu. Dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 103 din 24.04.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Vâslănești Bacău în data de 27 aprilie 2018, orele 13.30. Proiectul ordinii de zi este următor. Punctul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Vârstănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2018. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, refacere, împrejmuire și refacere, canalizare, menajeră și pluvială, Corba, Școala Gimnazială numărul 1 Vârstănești, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea confinanțării din excedentul bugetar local la 31.12.2017 pentru obiectivul de investiții, modernizarea rețea drumuri locale, Comuna Vârstănești, județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 din excedentul la data de 31.12.2017. Punctul 6. Diverse. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la conștiință publică prin afișare. Se supune la vot ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se aprobă cu unanimitate de voturi. Deci, o opțiune privind procesul verbal de ședința ordinară din data de 28 martie 2018. Pentru? Împotrivă? Abține? S-a aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local Vârstănești la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap pentru anul 2018. Primarul Comunei Vârstănești, județul Bacău, având în vedere prevederile hotărârii Consiliului Local, Consiliul Județean Bacău, din 26.03.2018, cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și ale contribuției Consiliului Locale la finanțarea acestor servicii. Văzând referat, înregistrat sub numărul 1368 din 17.04.2018, întocmit de doamna Gabrieliu Geta, referent lucrător social, care cuprinde lista nominală cu copiii tineri și adulți încadrați într-un grad de handicap care beneficiază de protecție specială în centre rezidențiale aflate în subordinea direcției DGAPS Bacău și care au domiciliu pe raza UAT Vârstănești. În temeiul dispoziției, articolul 36, aliniatul 1, 2 și litera D, aliniatul 6, litera A, punctul 2, precum și ale articolul 45 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Se aprobă costul anual pentru întreținerea copilului tânărului cu handicap cu măsura de protecție specială în servicii de tip rezidențial, după cum urmează. Punctul 1. Servicii de protecție socială pentru copil tânăr cu dezabilități. CS Alexandra Oneș, rețea de case tip familiar. Cost mediu anual 66.330 lei, an beneficiar. Cost mediu lunar 5.538 lei pe lună beneficiar. Cost mediu cheltuieli cu bunuri și servicii 776 de lei lunar beneficiar. Punctul 2. Servicii de protecție socială pentru copil tânăr aflat în dificultate. Centrul rezidențial Pro Familia Bacău, cost mediu anual 58.379 de lei, an beneficiar, cost mediu lunar 4.865 de lei pe lună beneficiar.
din care poți să mediu cheltuieli cu bunuri și servicii 937 de lei pe lună beneficiar. Articolul 2. Se aprobă costul anual pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap cu măsura de, protecție și servicii de tip rezidențial. Punctul 1. Servicii de protecție socială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare neuropsiatrică. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsiatrică de Mănești, cost mediu anual 69.739 lei, beneficiar, cost mediu lunar 5.812 lei, an beneficiar, din care cost mediu cheltuieli cu bunuri și servicii 903 lei, beneficiar. Punctul 2. Servicii pentru protecție socială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap. Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu dezabilități Târgoviște. Cost mediu lunar, anual, 81.306 lei, an beneficiar. Cost mediu lunar, 6.776 lei pe lună beneficiar, din care cost mediu cheltuieli cu bunuri și servicii, 1.096 lei, pe lună beneficiar. Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Ungureni. Cost mediu anual 56.387 de lei pe an beneficiar. Cost mediu lunar 4.699 de lei pe an beneficiar. Din care cost mediu cheltuieli cu bunuri și servicii 958 de lei pe lună beneficiar. Articolul 3. Contribuția Consiliului Local al Comunei Buzăneni, județul Bacău, la susținerea persoanelor cu handicap instituționalizate și care au domiciliu pe raza Oatei Buzănești va fi în procent de 35% din sumele aprobate mai sus. În acest sens, urmează a se încheie actul adițional la contractul de asociere cu Consiliul Județean Bacău. Articolul 4. Sumele se constituie contribuția colectivității locale a Oatei Bârsănești pentru întreținerea persoanei cu handicap se vor tira în funcție de numărul de persoane până la data de 25 ale fiecare luni pentru luna anterioară în contul trezoreriei Consiliului Județean Bacău. Cod de identificare fiscal 505-7580. Articolul 5. Compartimentul de asistență socială și compartimentul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri. Articolul 6. Prezentă va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din cadrul Consiliului Județean Bacău, precum și a instituției Prefectului Bacău, prin grijă secretarului comunei. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a aprobat în unanimitate. Punctul 2. Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție, refacere, împrejmuire și refacere, canalizare, menajeră și pluvială în Gorba, Școala Generală, Școala Gimnazială numărul 1, Bârsănești, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Domnul Petru. Spuneți. Ascultăm. Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform de vizul general în vederea realizării obiectivului de investiții, refacere, împrejmuire și refacere canalizare, menajeră și pluvială Corpa, Școala Gimnazială numărul 1 Bârsănești, Comuna Bârsănești, județul Bacău, după cum urmează. Total general 243.222.072 de lei, din care 187.916 lei, inclusiv TVA. Articolul 2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local în valoare de 243.222.072 de lei, inclusiv TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții, refacere, împrejmuire și refacere, canalizare, menajeră și fluvială Corpa, Școala Gimnazială numărul 1 Bârsănești, Comuna Bârsănești. Articolul 3.
Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei, iar hotărârea va fi comunicată primarului comunei Bârsănești, instituției prefectului de Subacoș și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Un telefon care sună să vă oprească. Da, ce spuneam în ședința trecută. Deci domnul Vici a susținut mare și tare că nu se va mai lua niciun bani din excedent. Exact așa se va întâmpla. Până se va ajunge pentru albele, excedentul e zero. Deci nu am fost la albele, dar trebuie să... Știu, domnul viceprimar, ați fost albe. Asta e în faza așa, deci încerc... Haideți să nu ne amăgim așa, știți? Asta zic eu, nu zic, nu contest că n-ați fost albe. Să ia... rezolvată, știți, canalizarea aia de acolo ies în curte... Și albele, la albele în situație de urgență? Să mai ia încă 3 milioane, am văzut la următorul proiect, pentru nu știu alte ce, tot din excedentul bugetului. 3 milioane, care sunt de la alții de excedent, nu este pentru acolo. Dar nu pentru, nu că pentru că eu n-am spus că... Și pentru drumul, podul de la albele de acolo, care duce la chicerea. Deci ăla este tot acolo, tot pentru albele și ăla. Deci nu mă interesează și pe interior ca albele. Da, iar la albele am fost și cu domnul Lazar, am vorbit cu proiectantul, băgăm în PNL 3, toate fondurile și podețele din albă, ca să știți. Am vorbit atunci, am fost la toate podețele. Dacă nu se obține aprobare, ce se întâmplă? Ba, se obține aprobare. Dar la dumneavoastră asta nu se obține aprobare? Toate podețele s-au aprobat. S-a vorbit clar, de excedentul a spus, jumate se duce acolo. E clar. Deci ne duceți cu săgărelul și ne amăgiți de la o ședință la altă. Ați promis, ați pus ședința trecută, nu s-a mai luat niciun ban. Toți banii sunt către albele. Ăsta cu excedentul 300 de mii, ăsta trebuie ca să putem merge în continuare. Trebuie. Nu e obligatoriu să-l cheltuim. Școala trebuie, aia trebuie, niciodată pentru albele nu trebuie. Dacă e nevoie. Dacă nu e nevoie, nu rămâne acolo. Dar trebuie să putem merge. Trebuie. Și până să ajunge să face proiect pentru albele, trebuie. Acum ne duceți cu hără că îl băgați pe PNDL 3. Deci, e clar, ne duceți cu zahărelul de la o ședință la alta. Nu mai am nimic de spus. Păi, dar nu că nu vrem, domnul primar, dar s-a vorbit clar. Dar nu vrem să facem nimic, trece 4 ani așa și noi n-am făcut nimic în comună. Măi, dar sunt eu de venit cum s-a făcut nimic, dar nu s-a vorbit clar. Proiectul ăsta era făcut dinainte, când a plecat Florentin Iftime, era început. O trebuie să-l duc la cap. Domnul primar, o să vin și o să completez. Dacă ne uităm bine ce scrie în titlul acestui proiect de hotărâri, dacă îl citiți cu atenție, sunt astea niște întrebări. Deci vedeți ce scrie în titlu? Refacere. Dar de ce refacere? N-a fost proiectat odată? Unde a fost, domnule, proiectantul când a făcut acel proiect pentru școală? Cum l-a făcut? De ce a primit bani? S-au făcut studii de fezabilitate? S-au plătit bani pentru indicatori tehnico-economici atunci când s-a inițiat proiectul. De câte ori trebuie să mai plătim? Păi cum să întrebăm domnul Vici noi? Păi cum să se întrebăm? Păi dar am văzut... Eu n-am spus că nu este necesar. Este foarte necesar. Domnul primar, permiteți-mi un pic. Este foarte necesar. Întreb, de câte ori trebuie să mai refacem un proiect? De câte ori? Ca să fie în regulă acel proiect. De câte ori trebuie să mai scoatem bani din excedente sau să aducem 100 și 1000 de investitori aici ca să ne facă nouă rețele de canalizare și infrastructură nu știu de care. De câte ori trebuie să mai plătim? Am văzut în multe alte proiecte refaceri. De câte ori trebuie să mai refacem? Asta e situația. Așa a fost. Nu e adevărat, domnul Vici. Nu știu. Există și, nu știu, există un iz nu știu de care, vă spun. În 2006 așa s-a făcut. Toate ce a fost făcut înainte de 2010. Dar nu este permis, dar de fiecare dată refacere. Deci am avut discuții, știți, și cu proiectul de la Caracol. Iar refacere. Doamne, dar când Dumnezeu se termină odată cu aceste lucrări din mântuială? Când eu se termină? Eu sper ce s-a făcut când indicăm în sensul un mandat să nu se refacă. Nu o să se refacă, nu poate să fie ca lumea. Ce a fost făcut înainte, nu pot să răspund eu pentru el. Asta e spus. Da, atât am avut și eu de spus. Mai dorești cineva să ia cuvântul? Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat. S-a votat. Nu.
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice și aprobarea cofinanțării de excedentul bugetar local la 31.12.2017 pentru obiectivul de investiții, modernizare, rețea drumurilor locale, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare, rețea de drumuri locale, Comuna Bârsănești, județul Bacău, conform anexei numărul 1, deviz general actualizat, după cum urmează. Total general actualizat al investiției 5.967.121 lei, din care 5.048.134 lei se aprobă asigurarea cofinanțării din excedentul bugetului local la 31.12.2017 al Comunei Bârsănești pentru cheltuielile neeligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL 2 2017-2020 cu suma de 304.927 lei pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizarea rețelei de drumuri locale Comuna Bârsănești de sub Bacău. Articolul 3. Amplasamentele pe care se vor executa lucrările la obiectivul de investiții, modernizare, rețea de drumuri locale, Comuna Bârsănești de sub Bacău, fac parte din domeniul public al Comunei Bârsănești. Articolul 4. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei și va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, instituție prefectul de sub Bacău și Ministerul Dezvoltării Rurale. Mediar repede. Asta e la cuvânt? Ce se pune la vot? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a aprobat. Punctul următor, domnul primar, răspund. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Articolul 1. Se aprobă regulamentul privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare conform anexei numărul 1, care face parte integrantă în prezenta hotărârii. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Bârsănești prin aparatul de specialitate din cadrul compartimentului gospodării, impozite și taxe locale pentru cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoanei nominalizate la articolul 2, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Vă citesc și expunerea motivii? Nu, dar materialul tot citim. Nu? Adică primăria face un efort ca să ne expunează materiale și... Aici, nu știu, unul dintre puncte este ăla cu chiar dacă pleacă afară sau vine cu o cubelă, la noi se aplică deja chestia aia, că și omul este de acord, spune, băi, eu de pior, eu acasă, eu să fac declarativă, să fac declarativă. Așa am eu tomberon, nu plătesc o persoană cu tot anul, eu chiar dacă vin și stau unul, unul, așa mai de 5-5 și așa prevede regulamentul. Da. Așa prevede regulamentul, da. Dacă locuiește sau nu locuiește, dar da. Există înregistrată cu o reședință sau un domiciliu și chiar dacă nu locuiește, se va plăti o singură persoană, da, regulament. Da. Indiferent de situație. Da. E valabil cu apa. Vrei, nu vrei, plătești. Vrei, nu vrei, plătești. Am mai spus o parte din persoane, zice că el nu vrea să plătească. Nu se poate. Mulțumim celor care în 2010 ne-a hotărât soarta noastră. Mulțumim celor din 2010. Asta este. Exact. Mai înainte. Era discuții cu ce-a fost înainte. În 2010 s-a făcut, dar aici e toată chestia care o văd pe mine, ce m-a indignat puțin așa. Deci, operatorii au dreptul să fixeze taxa de specială de salubritate după, da, bine, să spune, raportată la costurile care le au ei de făcut. Deși există un plan tarifar, totuși ei ori de câte ori vor să modifice din anumite considerente această taxă, o modifică fără să fim noi de acord sau dacă nu. O modifică după bunul lor plac, noi trebuie să executăm cum zic ei. Asta e singurul lucru care îi deranja. Bine, aici face referire și la utilizatorii mai mult, mă, un casnic, am văzut și în regulament și nu numai. Bine, și la utilizatorii casnici, dar și la cei nu casnici. Sau care au contracte individuale sau chiar nu au contracte și apelează la servicii sau utilitate. Cam asta era de specificat. Ăștia care nu vor să gădească simplu că am plăcea cu tot un list aici la primărie, nu uitai din primărie nimic. Nimic. Mă gândeam
indiferent. Nu, o altă variantă, să se dea niște fluturașe, când ia gunoiul, să fie lipit pe container. Dacă n-ai achitat, nu ți-l ia, nu ți-l ridică de acolo. Mai, dispaci, nu. Ce-am mai metodă? Asta este, primăria știe exact. În calculator, cine o plătește? Da, dar plătește și impozite. Ai plătit cu noi, da. Pune pe noi, 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 pune pe noi. Eu spre timpul cu Iulian. Și mereu îi zic, băi, ce plătești tu cu noi 1.000.000 și ceva de lei? Că tu, normal și normal, tu strângi toate drumurile astea. Că remor, că gunoi, balasul, ce vrei tu găsești? Nu iei tu de la un om să trage un copac sau să faci ceva de aia la primărie, nici nu vreau să au nimic. El nu vrea să plătească taxe, nu nimic. E de da? Poate, nici așa. Nu mi-aș fi premit, doamna. Iulian? Iulian, da, nu. Avem modul de procedare fiscal. Nu, tractor, dar nu se și spun eu, el în Caraclău, în 2 ani de zile, a încasat 1 miliard. Păi, ce se spunea? Dar asta e. Cât e? 1 milion și ceva. Ia, da, nu vrea să dea, n-ai și faci. Vă da, că vine la primărie, e nimic. Nu, nu, nu. Nu, 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 procedurile fiscale. Păi da, dar au venit, au plătit, de exemplu, au avut nevoie de o adeverință pentru fiindcă s-a la facultate, știți? Și a domnul, nu plătește. Nu mai folosiți afirmația asta, domn primar, că nu e ilegal. Deci avem codul de procedură fiscală pentru executarea tuturor debitorilor, după ăla trebuie să mergem. Dar fără venituri? Deci scrie acolo. Deci în codul, în codul de procedură fiscală scrie tot. A venit aici și nu-ți dau adeverința, asta nu este în regulă. Nu este în regulă. Nu, și are voie să circule așa? Păi aici e treaba poliției. E treaba poliției, nu-i tot de mare. Dacă eu optam la de 2 hectare sau mare și duceam naful pe sine. Am văzut sau impresionat. Sper că nu se impozitează și zâmbetul. Nu știu, întrebați primăria. Ar trebui, ca să sfârșește lună, mergem la primărie, era la plătimii cu noi. Dar nu îl scoate cu noi. Nu îl e. De exemplu, nu e cu noi. Dar el ce face, îl pune într-un sac și la urmă are un cântăreu. Să duce pe chicile, să duce pe dealul. Și tot noi îi se dea cu noi. Spre mâna de mult. Dar o propune. Poate trece. Da, am căpăt. În regulă, deci dacă ați face un raid, să vedeți ce spune lumea, eu m-am crucit. În regulamentul de salubritate ăsta care îl aprobăm acum, spune așa, toate deșeurile solide de pe raza localității noastre, a comune, ca să zicem așa, sau UAT, na, ca să fiu mai explicit, le va strânge primăria. Cu apa, deci cei care răspund, de compartimentul salubritate din cadrul primăriei. Așa spune regulament. Da, dar acolo e selectiv dacă vă uitați. Da, nu, 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 n-ați înțeles. Ideea mea a fost așa, ideea mea a fost așa. Mulți aruncă de aiurea. Da, aruncă gunoiul de aiurea mulți. Da. Dacă nu-i putem găsi, sau dacă lumea nu vrea să coopereze cu autoritățile locale... Aia e cea mai mare problemă. Nu vrea. Vine și spune, ai văzut că... Da, nu pot să spun. Asta am vrut să spun, spunem. Dacă nu vrea, noi suntem obligați să-l strângem. Să ridic punctul că picicile e așa și un tipul. Și am zis că e la primul. Dacă nu făceam, era... Dar nu i-am conduc eu, dar de numire. Eu v-am zis că scrie pe culoare. Și dacă spui la primărie, nu-ți pare, ce poți să-i faci? Sancțiuni, dar nu sunt sancțiuni. N-am aflat regulamentul luna trecută. Nu sunt sancțiuni, trebuie să-l legi. Care am aflat, stați așa un pic, care am aflat că mulți acolo s-au învățat că nu mai, înainte mai scăpa, că nu pot de pensii, că și mai umblă pe gunoaie, asta e, umblă pe gunoaie. Și am găsit, pe care i-am găsit, dar da, dacă te zmentă, în 15 zile zic că și-au făcut curățenie. Când îi găsești, dacă nu îi găsești, mai scăpa. E bună, e bună. E o măsură bună. Dar v-am spus, este lipsa de cooperare a cetățenilor cu autoritățile locale. Dar noi nu avem, nu, asta nu e o problemă de comuna Bărțelescu. Că totuși la noi parcă... E o problemă de neapărat. Parcă e mai... Să mai mișc. Să mai mișc un pic. Nu e atât de... Da, și cu noi o să avem persoane care cât de cât au venituri bunii cele care nu vor să plătească. De-am avut ieri un conflict cu cineva aici. Chiar cred că are, cu soția, cred că are peste 2500 venituri. După câte am înțeles eu. Și nu vor să plătească. I-am spus, nu, vede cu băgăm legal. Asta e, probleme de pensii, n-avem ce face.
Problema, la care au venit, pe care nu au venit, aici e problema. Să găsesc modalități. Dar ce să iei? Spuneți dumneavoastră să iei. Dar nu mai spuneți, domnul primar, ce să iau. Dumneavoastră urmați procedura prevăzută de lege. Noi acolo să vedeți. Da, haideți să vă spun și procedura. Avem care sunt deja în instanță și li s-a dat muncă în folosul comunității. Le-am transmis că trebuie să-i efectueze, n-a făcut, le-am trimis înapoi la judecătorie, că nu vrea să facă muncă și a rămas ca... Asta nici măcar nu ne-a trimis o hârtie, bă, nu vrea, luați de aici și scădeți-vă de datoriile care le are. Da, cred că și judecătoria e sătulă și nu mai... Asta e înțeles. Asta e înțeles și acolo. Domnul Vasă de un vice, ce nu-ți duc și nu-i vrea să-i problemă este că ar trebui să-i intrăm o leată cu toate acele care au luat și cu dreptile astea, nu-i leată strânt. Dar mai intrat o dată, dar nu fiecare, a lăsat așa. Dar cu începe să, dacă vine o viitură de la Vărătești, din Valea asta la Valea, să-mi pun de acolo, face stricăciuni mai multe pentru primul om. Așa dacă... Eu v-am înțeles, dar trebuie să fac un limit al posibilităților financiare. Dar mai să termină cu ordine, zic eu, și la diverse discutăm. Și mai grav sunt oameni care plătesc un om și mă duc un fidel. Dar plătesc la rând. Și plătești cu noi, pe la tine. Eu nu-i văză să pun un pupel, nu? Păi pupelul ăla... Da, a fost azi. Nu-i pe ei, nu-i ea, hai să-ți fie o fază. Azi a fost o pachetă socială, nu dau numărul. Deci tomberonul stătea de curgea, strea și n-a în el. Da. Și gunoaie din fața ușii. Da, așa o țintaș. Nu rămas mâncat. Băi, tu stai cu un câl de pungă, așa, întins gunoaie din fața ușii acolo. Și tomberonul curgea apă de la strea și în el. Referitor la Molos, s-ar putea găsi variante la fiecare sat. Dar nu Molosul... Nu sunt și mulți care le arunc ca iurea. S-ar putea găsi un loc în fiecare sat unde se pot depozita Molosul, nevoie chiar de umplutură și de astea, pus afiș la fiecare sat pe afișiere, toți cei care au Molos de dus, îl ducem în locul ăla. De obicei ne sună. Da. Ne sună și ne întreabă unde poate să fie. De obicei, da, majoritatea ne sună. Da. Trebuie, da, e vorba că apare. Fiecare mai dă rână, mai e ăsta. Mai da, dar depinde și ce Molos. 2008. Specificat. Ciocan nu-i Molos. Păi, de exemplu, când a fost și în Caracol o fază cu domnule, vreau să duc și eu niște Molos. Zic, ce Molos? Păi, de rezultat din demolări. Dar zic, să nu ai verici, să... Nu are. Și când ne-am dus acolo, ne-am pus mai din cap ce era. Deci numai profilii, numai... Măcar de strângea lui de la țigani pe aia. Dar nu știu dacă tot să mai scoată din pământul ăla, că am pus pământul, știa. Acolo, la Islam. La Perchiu, acolo, parcă să deși. La Perchiu și mai și aici, în sat. Totuși, în regulament spun că sunt și deșeuri de această categorie, să solicite personal și individual. Se contracost. N-ai văzut ce e în capitală, în București. Nu putem spune, domnul, dar haideți să aduceți tot bolosul aici, că o să le iei. Nu le-a, vă spun. Ăsta trebuie trebuie să spuneți individual, să-i apelați. Da, dar trebuie să-ți plătești altă tare. Da, și să plătești, se fac. La tonă se plătești tonă. Da. Nu putem să facem nici chestia asta. E vorba de pământ, e vorba de demolări, construcții. Da, asta spune. Astea se poate stabili un loc unde. Sunt locuri unde trebuie împrutură. Dar nu înțelegeți că nu ridică de la salubritate, fără să... A, dar nu de ridicare. Nu e să ridice. Omul și-l cară singur. Numai să-i spui unde să-l duc. Dar sunt, de exemplu, sunt râpi unde. Da, a săpat apa și mai pun niște bolovani. Cum e la noi, în partea aia la Tăchiță, de exemplu, după aia un bolovan. Sunt lucruri unde mai e nevoie de pământ și de betoane și de astea. Înseamnă că, să permite chestia asta, nu este legală. Tot deșeuri sunt și alea. Noi trebuie să administrăm deșeurile conform legilor care... Bine, la legea DSP-ului spune și a DSP-ului spune destul de clar. Să nu aibă... știu eu, materiale, produse care se infesteze. Acum e, știu eu, pământul cu paie, ăla nu scrie nicăieri, că nu poate să-l duc acolo. Ce muncă am făcut eu acolo la cazare? Era vorba de Molos, să se discuta. Deci, ăla e tot un deșeu care trebuie colectat în aceleași condiții ca și bine stabilit, în regulament și în... Deci, la seară se pune problema că nu ia nu știu ce. Dacă te duci la Onești, te-a pus groază să vezi și WC-uri. Și tot ce demoșeu și tot ce demolează un apartament, duce acolo. Da, ne înghiță, dar e 10 lei pe persoană. Nu-l ia nimeni. Da, nu-l ia... 10 lei pe persoană. Toată lumea, tot gunoi care îl face zilnic, îl duce la... Pe persoană, pe persoană. Pe persoană, pe persoană.
Îți spun sigur că... Vasile, 10 lei. Atât ai. Plătești invalidă. 10 lei, nu știu. Dar acolo duci cu noi zilnic. Da. Pe când comparativ la noi, și ia și tot ce îl iau, mai bagi pe foc, mai restul de... Păi ia zilnic, la container, la noi... Problema mare nu că ia, ia, ia. Problema că tot la noi crește costul din cauza gropile se umple cu molus, că ăsta nu fermentează. Deja ați văzut că și la ședința de tura trecută s-a mai umplut o celulă. Deci sunt două plini până acum, în 2 ani și ceva, și ei prognoza că avea pe undeva prin 2024 să umple a doua, din câte mi-aduc eu aminte. Și ele deja abia ai 2018 și s-au umplut și a doua. Și tot la noi, că ce se întâmplă? Construirea lor, tot noi o plătim. Și atunci măresc prețul. De asta zic eu că trebuie să fim un pic atenți cu și ce punem în container. Am găsit, în perioada aia când se ridica gunoiul, atunci am găsit container, 3 sferturi, am încercat așa să-l ridici. Și să-l ridici? Mașină, nu știu cum o ridica mașina aia. 3 sferturi cu balast. Da, balastul ăla trebuie să pune. Păi, nu, că era amestecat un pic cu paii, cu ce mai era el, dar avea, cred că, 5-100 de kg, cred că avea un container de el. Se rupe mânerele. Păi se rupe, că mașina hidraulică ridică, nu are nicio treabă. Dar robele se înfund. Ei acolo au spus gunoaie, menajeri și biodegradabile. Adică dacă omul nu-i conștient, nu se face nimic. Aia mai durează, dar noi până ajungem să... Dar fac și eu pe amoluzul ăla, dar e imposibil să nu ai, dar... Va undeva unde mi se dă rămurăcă, am undeva unde se... Pune acolo, îl așez, îl... V-am spus, dar noi este exemplu, zona la Tăchiță acolo. De unii trecei cu căruța, acum cap 4 da. Tractoare de astea mari. Cu parcare de mașină. Da. Tot așa o cărat lumea. O cărat pământ, o cărat cultură. Și casa mea care am dărâmat-o eu și pământul ce am scos acolo este. Dacă vine apa mare... Nu ajunge la ea. Asta-i bun. Era râpa foarte mult. Cum e vizat? S-a umplut gloaura aia, acum pune toată lumea ce o cale acolo, deși acolo... Nu mai trebuie lăsat acolo. Trebuie stabilit și afișat în locul ăla. Da, nu mai durează. Dar să e tablă, chiar la capul codului este tablă. Ce e nici nimic, că nu mai sunt nici animale. Da, să te... S-o cam terminat. Și domnul George s-a supărat, nu mai vrea să mai... Nu mai vrea să ai porci? O, dar îmi tăiesc ferească, nu mai vrea. Da. De acum, mă rexesc pe altceva. Se supune la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat domnul. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Băsănești pentru anul 2018 din excedentul la data de 31.12.2017. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Băsănești pentru anul 2018 din excedentul la data de 31.12.2017, după cum urmează la partea de venituri. Domnul primar, trebuie completat în felul următor. 548.300 de lei sunt banii care trebuie scoși de excedentul. Da, de da, da. Scurt. Da. De cele două obiective. De cele două obiective. Da. Asta, asta e tot proiectul. Da. Bine, asta putea să fie cumulat cu dincolo. Da, asta e. Ca să nu mai citim toate. Da, cam asta este. Că acum să ne citiți acolo tot bugetul. Asta, practic, esența problemei asta este. Suma de 548.300 de lei se scot din excedentul bugetar de la 31.12.2017 pentru două proiecte de investiții. Refaceri, împrejmuiri, canalizare, școală, Bârsănești și modernizare, rețelelor locale, PNDL 2. Simplu. Se pune la vot. La vot? Nu este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat în urmă. Diverse. 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 Da. Diverse. Dar dacă tu stai el vin și nu, bă, 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 bă,
El spune, eu las să facem mai mult vici în primărie. Nu există. Nu, deci erau mandate în 7 ani. Eu las să gândesc la tine în UNESCO și zic, domnul, nici ce fac de aici. Erau mandatele de 6 ani. Nu erau bani ca acum în Egeni, nu era România în Uniunea Europeană atunci. Înțelegi? Nu zic bani. Deci... Acolo în față, la canton, pe drum care face spre Bârsănești, vedeți? Drumul care face spre Bârsănești. La nuci aia care o să ajung în firii. Deja o leagă. Să vină să... Vine acum mai Ion. 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 Da. Vine și la... Săptămâna trecută, în care vine. Ce? Ion. Ca să valideze copul. Da. Mai are PT 3 și 4 la Bârsănești, la Brătești mai are 2, după aia intră la Aldo. Și la, la Caraclou n-am văzut scris, nu știu când intră. Ba da, intră după ce termină. Acum au făcut PT 1 și 2 la Bârsănești și s-au dus la Brătești. Că ia prin, ca să nu întrerupă permanent lumina. Oricum, drumul la Aldo e probleme la PT 2. Ieri sau la Aldo, acolo la Aldo. Mi-a plăcut drumul. Dacă se trebuie... Dacă se intervine mai des, da. Ne-a ajutat să vin, s-a dus zăpada, nu mai plouă. Te ajută să ieși la un drum neasfaltat, că nu-ți fac lor. Dar cum dă niște pui mai, un pic mai mult, da, ce e legata să faci varză. Știți ce se întâmplă în sortul ăsta? Eu l-ați văzut că îmi plouă să bate, când se... Acum s-a plimbat, nu poate să plimbă. Să plimbă, să plimbă. Să plimbă, să plimbă. Da, e bun. Eu am fost la albine, nu am plas. Da, eu am dat. Bine. Și la Coiană, și la Albi, până la Albi, acolo spală acolo. Dar nu știu aici, trebuie de reparat? Au făcut, făcut. Au făcut, făcut. Am făcut, am următor. Am făcut. Următor. Da, eu i-am dat. L-am spus, da, următor. Da, domnul Lazar. Da, ce să mai spun și eu, spus domnul Petru. Că nu o să mai trimite tractorul. Pentru așteptăm să... Păi nu, că dacă e cu seapul lor și cu nu, dacă nu te zăpăcești, am stat o grămadă că o schimba din seapul în cum în SICAP acum și n-aveau ăștia toate programele alea acolo. Am stat după ei o grămadă până... O să trebuiască la Gugea acolo, s-a prăbușit podul din cauza mașinii care e grea, mașina cu bună. Unde? La Gugea, la Gugea, acolo e un podeț. Eu ne vine tot scurgerea. Încoace spre Bârsănești. Spre Valea Lucului? Da, da, da. Da, da, am văzut. La ultimele trei case acolo. Da. Și pătrează de el, și acum să... Să căutăm o țeală. Da. Da, să vedem din boala, dacă se mânțeam. Poate să găsesc la altă. Găsesc domnul pe doamne, nu am de așa. Domnul 10, nu știu dacă... Am și regea. Mă găsești. Da, deci erau lucruri. 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 Da, deci erau. Eu aș avea o propunere către primărie să aibă grijă, dacă sunt băgat județul să repare drumul, să aringează Prătește, Ibelea, acolo, să bagi, să țină, să spun și mita care acolo. Și o altă treabă, dacă să fie doamna directoare de la școală la o ședință la noi și la profesorii de școală, când predă lecții la copii, să nu mai aibă căștile în ureche. Deci, cum stă copiii fără telefoane, să stă și ei fără căști la mine. Profesorii s-au mutit. Dacă vreți, vă aduc... A, nu am înțeles ce vreți să zic. Vă aduc oameni de la Rodosul care vor să iei copiii de la Bârsănești și îi duc la Unești. Strângă la profesor și profesorul, dacă e cu căști, nu bagă sau. Și ea se bat, se joacă prin clasă, ea se ducă așa la ureche și la revedere. Ascultă muzică. Ascultă muzică. Eu asta vreau să vorbesc cu doamna directoare și nu auzit. Nu, dar nu-i corect. Da, adică, nu-i corect. Da, ori predă, ori... Dar poate, poate predă după casă. Păi, nu, și-o registrează acasă pe telefon.
Oricum, eu nu cunosc pe profesorul respectiv sau pe profesoara, de eu nu-i cunosc, dar aduc copiii care sunt în școală și ei vor să spună, da, să îi putare. Deci, Ane, Georgescu, s-ar putea să fie o nouă metodă de predare. Dar să știi că nu-i corect. Păi nu-i corect, normal. Să poți să ajungă asta un vede și copiii să bat. Reacția, mereu să nu se uită la filmul de adulți. Dar asta se întâmplă în timpul de curs sau în recreație? Nu, nu, în timpul programului. Are o oră de predare la școală. În timpul orei? În timpul orei. Așa mi s-a spus, eu aduc omul personal să spun exact. Da, trebuie. La următoarea ședință îi facem invitație cu doamna. Sigur că da. Eu am să chem și persoana respectiv, zic, dacă vrea să vină, na, nu, are, are doi copii, trei copii are la Vârsăneș și o zic, băi, decât așa mai bine onești, că n-are gust. S-au s-o bătut, s-au s-o dus acasă bătuți copiii. Între s-au s-o bătut între ei. Bine, normal, prima oară trebuie să fac o cercetare, să vadă dacă iese, că acum nici un copil eu vă spun, și dacă atâta fac, le dă prin cap dacă și atâta le dă prin cap, dacă nu spunem la nimeni nimic și mergem noi în control, încă să... Eu am mai fost așa, să inopinat la școală, să nu credeți. Ce? La școală, ca să nu deranjeze părinții la, la copii, camerele de luat vederi care e, să punem un afihol acolo, un monitor, stați un pic, ca să mă înțelegeți. Să pună un monitor, părintele stă pe gol și se uită la copilul lui în clasă, fără să-l vadă. Dar nu dacă e voie, nu cred că e voie să... Cum să fie? Un monitor să pui într-o clasă, un televizor pe gol. Da, dar n-ai voie să pui cameră în clasă, decât nu mai la examene. Apoi nu-i voie să pui cameră în clasă, că se vede acele urechi. Așa că nu-i zice, aveți să te dreptate. Doar imaginile se captează într-o unitate centrală de la instituția respectivă. Nu are voie să vină altcineva să violeze, să zicem, informația care se află în instituția respectivă. Știu eu. Adică dumneavoastră v-ați referit ca părinții să vadă la televizor și pe hol. Nu se poate. Numai dacă e la particular, atât se poate. Nu se poate. Pentru că, deci, toate informațiile sau imaginile care se captează din instituția respectivă să se depun într-o centrală care se arhivează pe o perioadă de timp, cine are interes se duce și cere prin bază de cerere, cere imaginele, dar nu poate interveni o altă persoană, o terță persoană, nu poate. Dar da, e perfect. Dar nu mai face lege. Vor să vadă că băiatul lui se duce unul din bancă în bancă. Noi, dar nu, noi nu putem face noi altă lege. Putem face noi investiții. Nu putem să facem. Noi trebuie să facem. Investiții, dar nu cred că n-am să facem. Dacă vreți, uitați, vă mai dau... Vă pot da o sugestie. Da, uitați, de exemplu, la liceu, la Târgu Ocna, există acea procedură tehnică cu catalog electronic. E singura procedură prin care toți părinții pot accesa, să uite, să vadă copilul, dacă este la ore, dacă... Se adică poate la copilul lui, atât? Păi da, atât, strict, da, da, bineînțeles, atât. Ca e contracost, atât e singura posibilitate tehnică. Așa, îți poți verifica societatea. Da, și-ți dă, să vadă dacă e... Persoana respectivă care e cu copiii, asta e. Poate își duce la școală, mă uși eu, bărbă, ce-i fac eu acasă? La copilul. Hai, domnule, să fim serioși. Da, bine, dar hai să întrebăm celălalt părinți dacă sunt de acord, aia e problemă. Grad mare de nesănțări există în toți oameni. Părinții poate sunt de acord, dar nu sunt de acord copiii. Hai, da, da, a fi supravegheați, a fi curățați și stresați. Stresați, da. Nu vedeți că se întâmplă cu copiii acum. Pe bolul. Aduceți-l în coace. Aduceți-l pe cetățean în coace, să spună. Doamne, se vorbea cu cademul. Eu nu prea cred. Și să fie cineva la urmări. Totuși ar putea să crească un număr de bine, dar măcar și un obiect. Nu, 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 nu. Eu zic așa, depinde din context. Tot referitor la școală, eu și cu domnul primar facem parte din Consiliul de Administrație școlilor din comună. Mi s-a dat niște acuzații prin faptul că am eliminat un profesor care, vedeți, Doamne, merita să fie profesor. În continuare, la desport, în Comuna Bârsănești. Vreau să vă spun că acest profesor, eu l-am eliminat din prima, prin faptul că pe noi doi ne-a luat ca niște măturători pe stradă. Ia veniți voi încoace să vă spun eu ce e aici și nu știu. Ia veniți voi la mine încoace. Parcă noi eram măturătorii din școală, nu eram reprezentanți în Consiliul Administrației. Este vorba de profesorii de sport. Din 2, 1 rămâne prin faptul că s-a eliminat clasele 5-8 de la Caraclău și nu mai sunt catedre.
Și au trebuit să depună niște documente, s-a făcut un punctaj, iar el a pierdut la punctaj. Simplu. Nu e criteriul de răzbunare, dar eu prin faptul, stai, vreau să spun, și ca comportament, ca profesor. Păi dacă tu vii și vorbești așa față de noi, față de un primar, înseamnă că restul copiilor sau părinților îi iei peste picior la orice oră vrei tu. Și mai faci și tărăbui și amenințări pe acolo și nu știu ce. Să mai iete Dumnezeu, dar la noi profesor. Tu trebuie să fii model și dacă ca educator. De aia se întâmplă ceea ce se întâmplă și cu căști, ca să legăm una de alta. Deci noi nu avem nicio treabă. Noi am respectat statutul Consiliului de Administrație. El nu s-a încadrat în procentaj. Să știți toți consilierii că se discută, deci, în comună, că noi, vezi, Doamne, l-am eliminat pe ăla, că are niște cipili celălalt. Dar niciun el sigur s-a eliminat. Domnul Vădar, spunea corect. S-a eliminat când nu vedem procentarul. Da, mi-a explicat, dar vreau să spun procentarul. Am vrut să leg, am vrut să leg. Era comportament, exact ce spunea mai înainte domnul Georgescu cu căștile. Am vrut să leg un comportament, ca să vedeți comportamentul profesorilor din Comuna Râmsănești. Deci, un, nu știu, un golan, altfel nu pot să-l numesc eu. Nu putem să vădăm nici toți profesorii în aceeași oară. Păi nu vădăm toți, da. Vezi că se leagă unul cu căștile, altul cu limbajul. Da, ce mai e? Cu vocabularul ăsta, cu vocabularul ăsta, văzut la serviț, la filmul ăsta. O altă problemă, s-a apropiat, așa cum am rugat, să avem grijă de hramuri. S-a apropiat prima dată hramul la Guraclăi, după care hramul la Caraclău, să facem, să fie ordine, pensate curățenică. Atunci, de hramul, ne vin și nouă oaspeți, oameni de peste, din alte localități, și ne creează și o imagine pozitivă sau negativă. Dar nu se duce cu asta, am scăpat. Dar să nu se știe nimic. Dar aici, în care hramă? Dar aici, în care hramă? Să ne știe de la Sfântul Gheorghe. Să nu știu că e la Mihai și Gamilă. Și când e de Sfântul Gheorghe, când e la Mihai și Gamilă, nu că a fost la Sfântul Gheorghe. Doamna Zaharia, educatoarea de la Caraclău, mai bine sau mai bine? Nu pot să vă spun nimic. Păi, interesați-vă, copii, am auzit că sunt copii la grădinițe care nu vor să mai ducă, uite că e domnul Petcu, la grădinițe cu doamna asta, educatoare, care este. E vorba de băiatul Dan Chiru, chiar că nu vrea să mai ducă și plânge. Și au duci românești. Bine, dar doamna de la sfârșitul din grădinițe. A, deci o să vină, nu? Au avut niște intervenții, am înțeles, chirurgicale, e destul din complicat. Deci este în concediu medical, să vă vedeți. Destul din complicat, că a fost... Nu, uitați că regretul nu mi-a ducă ea, este medical. Da, bine, asta e ceva, întrebare așa... Nu, îmi presupune să vină medical. Deci, știa de sănătate. Da. Deci nu a fost o aluție, atât am rugat să întreb dacă mai revine doamna Zaharia. Da, să se știe exact. Atât, da. Vreau să întreb pe domnul primar că a spus că mai face un nou referat cu drumul județean DJ. Păi nu se lucrează la el. Da, se lucrează la el. Da, nu ți-o domnul Mirov, nu să știi. Nu știu, n-am știut. Eu circul mai des, într-adevăr, de zona respectivă. Da, să casetează drumul județean 116, punctul Gălea. Acum nu știm să asfaltează peste ăsta sau rămâne doar așa. Deci să-și asfaltează peste. Atunci e un lucru bun. Eu am personal pe domnul. Eu am spus că o să se rezolve. Când am fost ca președinte, a special specificat și ne-a dus bucurie la domnul Vice. Ne bucurăm tare mult, domnul Vice. Deci, că este foarte bine că ne-a luat primii. Suntem luați din servul, cum s-a spus. Da, știți. Este chiar primii suntem. Da. Și șeful de echipă care se ocupă acolo. Deci nici n-am știut că s-au... L-am adus la văzut acolo, de la Dea Dutin. Și au zis că prima dată ea de la Tipi Gănear. E mai stricat acolo, da. Mult mai stricat acolo, da. Da, e un drum de tranzit. Se la un metru în rost, ați văzut. Da. Deci e un drum de tranzit, dar tranzitul ăsta este mai mult în scop turistic. Da. Este mai mult în scop turistic, este foarte benefic pentru noi, da. Trebuia făcut. Acum că tot discutam și înainte ședinței cu tot cu proiecte de astea de mântuială. Doamne, na, ce să facem? Asta e, da. Trebuie făcut cumva o dată, să nu mai tot refacem și refacem, că cheltuie el. În plus, că mă gândesc... Săptămâna care vine, s-au promis că vin și la Brătești, în ce e lucrurile.
Să sperăm că se face, domn primar. Deși, că, știți că în multe ședințe am spus, domnule, trebuia să se dea la termenul stabilit în contract. Că s-au găsit tot felul de portiții, că nu se poate, că nu știu ce, că a intervenit, intemperiști, nu știu ce. Da, s-a prelungit, s-a prelungit termenul. De-i bun că s-a prelungit și se poate face, să termine. Să sperăm. Să sperăm. Era păcat să nu mai ales până la pod acolo, să nu fie asaltat. Dar știi chiar însemna o să facem iar licitație tot din nou? Tu am nu vreau să mă gândesc. Prima oară mă gândesc la contestație. Nu, ideea este... Contestație mai mult. Deci, domnul Vici, ideea este în felul următor. Domnule, când, știu când se preia aceste căite de sarcini, când se licitează, domnule, ar trebui dat la niște firme care, serioase, sunt din treabă, domnule. Nu în scop, ce să mai, o scump pe față, în scop politic. Nu, dar eu nu zic că, nu, eu știu de desubturile și la cu proiectul ăsta de la Brătești. Și de ce, cine a luat și cum a luat. Știu și lucrul ăsta și să știți când dau seama de ce. Deci, ar trebui când se licitează și când se preia aceste lucruri. Vă spun, dacă știu, nu știu, știți, nu știți, o singură firmă s-a prezentat la licitație. Și aceasta a fost firma. Mă rog, în fine, am spus, nu intru în detalii, dar știu, știu despre care și știu și în ce condiții și știu și cine era atunci primar și așa mai departe. Știu toate lucrurile astea, înțelegeți? Al doilea punct, cadea stare s-a făcut la Golos? Nu. De urmează. Trebuie să faci mai puțin. Al treilea punct, care deja s-a început a rezolva cu gunoaile și trebuie pus o placardă acolo să nu se mai dea. La sprichicirea? Da. Dar nu e placarda aia chiar după pod acolo în curtea omului ăla? Chiar lângă gard? Nu, acolo. Chiar acolo. A, chiar acolo. Să vă zic ceva. Da. Hai să tăiem sarcânii și alea acolo. Acum, imediat. Care să vrează? Nu e sarcânii. Gândeam, spuneți dumneavoastră. Nu, domnule. Eu zic din sarcânia care sunt în stația de autobuz. Îi aduce mergul de foc la bine. În stația de autobuz, unde întoarce autobuzul, este un sarcân care vine cu el în drum. Și noi vine în drum. Iar ceea ce e sol? Dar de domeniul public. Da, ce bate pe domeniul public, da, dar ce e pe curtea pe teren. Nu, dar pe treabă cu curtea, e pe domeniul public. Dar cu ce din delegat? Iar ce e sol? Arată că e acolo, se pică aici. Da, pe el să vrem să cum? Nu-i bun din doagii. E bun din doagii, dar la primărie să-l facă. Nu, dar e păcat de el. Nu, cred că e scormuros, că e bătrân. Nu-i... Să-l spuneți-l la foc. La grătare. Acuș, nu mai, lasă-mă să nu mai comentez. Sunt și șofer și viitor șofer. Bine, poți să zici șofer și trajat. Și tot acolo. Căruta. Șantei la fănică. Domnul Miron, domnul Vârlar, mai aveți ceva? Nu, mai las pe domnul. Da, eu nu am decât o singură afirmație să fac. Aia să-l pun așa la punct diverse. Se vehiculează în spațiu public o informație în genul că Consiliul Local nu vor să aprobe și să aloce bani la nicio entitate din această comună. Nu numai, nu numai. Și cu altele. Vezi, doamne, conducerea primăriei este foarte binevoitoare și le dă totul, iar Consiliul Local nu vrea. Ei, vreau să aduc această... La ce referiți să spuneți entitate, că nu înțeleg. Am zis diverse entități, nu denumesc, nu dau nume. Nu, entități private, entități private. Adică înseamnă? Prin entități, asociații, societăți comerciale. Haideți, doamna secretară, că sunteți consilier juridic. Nu trebuie să vă spun eu acum ce înseamnă entitate privată sau... Este vehiculul și asta aprobați, vreți să dați fonduri și noi mai zicem local. Consiliul Local nu vrea să aprobă. Stați un pic, haideți să... Eu știu. Îmi dați replica. Îmi dați replica după aia. Îmi dați replica după aia cu aștept. Deci, așa, se vehiculează această informație. Da, eu vreau să aduc la cunoștință opinii publice. Toate proiectele sunt inițiate de către domnul primar. Iar noi le adoptăm, unii votează, alții nu, depinde de situații, dar nu noi suntem cei care ne opunem atât de vehement. Deci, în concluzie, tot ce se dezbate de la bugetul local și până la finele anului, toate, de regulă, au fost inițiate de către domnul primar cu conducerea primăriei. Domnul Vici, doamna secretară, semnează, dă avizul de legalitate, așa mai departe. Deci, noi, Consiliul Local, am fost binevoitori și tot timpul am aprobat. Sunt foarte puțini proiecte care au fost respinse, aproape niciunul. Adică unul a fost, dar nu am ăsta. Așa. În rest, alți consilieri n-au venit cu alte proiecte. Am venit cu alte proiecte. Nu s-au inițiat niciun proiect, cel puțin în 2018. Am făcut eu două, atât am inițiat două, dar unul mi l-ați respins și asta e. Ah, să mai era vorba. Nu.
nu de ăla, nu, am zis așa, că vreau să fac, vreau să înțeleagă la nivel opiniei publice că noi consider că nu suntem împotriva nimănui și nici a unei entități, că nu vrem să alocăm noi sume de bani. Noi dăm în funcție cum am discutat. Acum nu știu dacă informația a plecat de la nivelul primăriei, dacă cineva încearcă să creeze așa o discordie, nu știu. A fost chemat când am făcut bugetul. Știu, păi tocmai de-aia am spus. Tocmai de-aia am zis. Deci tot Consiliul Local a fost pentru toate cheltuielile care au fost propuse și inițiate de către cei care au făcut proiectele. Și v-am chemat toți consilierii, ăsta în bani. Păi nu, dar vedeți, în spațiul public se vehiculează alte idei. V-am zis, ori încearcă să facă o discordie între autoritățile de la primărie și Consiliul Local, ori nu știu ce vrea să încerce. Deci, da, ca să înțelegem, noi am înțeles foarte bine. Nu numai. Eu știu despre ce bani. Deci noi Consiliul Local am înțeles destul de bine câți bani sunt în primărie. Domnul primar a făcut proiectele după banii care îi are. Noi Consiliul Local nu am făcut niciun proiect că știm că nu sunt bani. Le-am aprobat. Le-am aprobat. Dar putem și noi să facem proiecte dacă dorim. Deci nu ne oprește nimeni. Da. Dar trebuie să vedem la ce bani sunt. Conform legii, proiectele pot fi inițiate de primar, de consilier și de către orice cetățean. Exact, da. Pot fi inițiate. Nu scrie că trebuie să le facă numai primarul sau numai consilier. Poate nu orice nici cum proiect să-l inițieze. Asta va rămâne de văzut dacă se votează, dacă trece de Consiliul Local. Deci aici e toată problema. Pentru că știi câți bani are. Nu, dar vreau să se înțeleagă că noi Consiliul Local nu suntem chiar atât de răi și chiar atât de... Nu știu. Probabil cineva încearcă să... Da, asta e. Da, bă, de asta zic, orice ceva campanie electorală, poate, nu știu. Dar ce bine e cu dată. De altfel, să știți, am alocat și multe sume de bani și pentru entitățile religioase. Am alocat bani destui, dacă cineva vrea să intereseze. Sau dacă este nemulțumit... Bunăvoință din partea Consiliului Local a fost și va fi. Să va face, deci tot ce... Dacă erau mulți bani, dar bineînțeles, dar s-a discutat de fiecare dată. Și trebuie să o lovești, ca și acasă. Deci nu trebuie făcut de drumul ăla. Nu ai ce să împarți, așa e. Și este să împarți, ce nu este, de unde să iau. De unde să-i luăm. Nu avem. Dacă ar fi undeva o... Cert este că la nivel de comună există unele personaje care instigă foarte mult cetățenii din comună. Sunt câteva persoane care instigă în continuu. Da, știm. O mai pleca mă câțiva, pe lumea și alaltă. Da, mai rămas, da, mulțumesc, gata, am terminat. Da, diverse. Mă întorc eu la ăsta. M-am întrebat oamenii care s-au trecut cu lemnele. De când să începe tăierea? La păduri private sau la... Da, nu, cei ce s-au trecut la primărie. Dar lucrarea este început. Numai că... Deci când au dreptul să vină după lemn? Deci ei trebuie să înțeleagă un singur lucru. Ei când vin, trebuie să vină cu căruță și-l scoată el la drum auto, cu cal, cu căruță, asta e toată treaba. Că a mai venit un cetățean de la Caraclou, un bocăreț, așa, el a crezut că lemnul îl găsește la drum auto. Noi nu avem echipă de făcut treptări de astea. Dăm și numai doboară. Noi doborăm, lemnul este pregătit, el numai cât vine și îl scurtea și îl pune în căruță și îl scoate la drumul accesibil. Și fac părful mai sari 94 de ani, așa le duce pădurile. Se duce generosul, ce generosul ce face? Stați cu minți. Nu e adevărat. Îl contrazic, nu e adevărat. Lemnul se dă la drum auto. Da. Unde sunt asta e ocolul care i-a luat decizia, dar demnul de la drumul auto. Păi dacă n-ar avea socul pe mine sau pe altul, cum se ducă la 93 de ani? Am spus să le spună tariful. Păi normal că e un tarif acolo. Sunt pachete unde au echipă de exploatare, au TAF, au acolo tot ce le trebuie și acolo îl găsești la drumul auto. Aici, deci, e cu preț de loc o ceoată. Unde lucrez eu acolo. E preț de loc o ceoată. Nu este preț de drum auto. A, deci societățile alea care ei dau preț de drum auto, ei da. Biscote, am înțeles. Și dumneavoastră numai la ceoată. Eu preț de loc o ceoată. Am înțeles. Eu normal îmi place. Dacă cum aduc... Deci poate vin dacă le au cu ce să scoate? Da, domnule, el se vină cu cărăușul acolo, se înțelege cu el, cât costă metru cub. Cărăușul e... Asta e.
Dar tractorul, cu tractorul se poate scoate? Nu poate, trebuie să-l apropii cu calul. Deci la drum al scoți din tricopaci, că e deasă. Da. Sunt drumuri... De la drumul auto poate să-l ia cu ce vrea. Da. Asta din pădurea Ocolului, nu? Da, domnule. Da. Domnul Lazar, informativ, cam cât ar costa metru cu muscăția la cioată? La cioată pleacă prețul de la 140 până la 200. Asta e. Da, asta e. Și cu transportul? 300 de 300 de euro. 300 și ceva, fără transport. Stați așa un pic. Dar trebuie să spun așa eu un calcul, vă spun acum, deci ia cu... Deci ăștia au adus 10 metri sterc, îți vine 6,20 cub, nu? 6,20. Da, deci dacă facem 1600 împărțit la 6,2, egal. Deci 258 adus acasă. 260. Cu transportul tot? Da. Ah, e bine. A, dar stați cât am făcut eu? Da, am făcut bine. Nu, am făcut bine. Și un aviz deci 1600 a dat Neon Andrieș, cu turnă. 10 metri sterc de 6 metri cubi, 1600 adus acasă. Și avizul tot așa, dați prin București să vă dea... Da. Normal, exact. 1600 și 6 metri cubi. Scuzați, da. Exact ce v-am zis eu. Austriecii trebuie să știe. Asta e lucrarea austriacului cu avizele, cu număr, că dacă nu... Austriacul de la București trebuie să știe exact cât piesă din pădure. Chiar dacă e pădurea au acolo. Dar și la proprietate tot la fel. Tot la fel. E normal că austriecii nu au ocupat complet. Acum să știi, deci știi sus exact cât s-a marcat, cât ai luat, bagi cu foc. Deci austriacul cumpăra toate pădurile. Nu există nimic. Ba da... Da, nu-i trebuie din la austriecii asta. Nu. Nu. Cum se zice? Cum se zice? Dar da, cum să-ți cumpiri austriacul pădure? Fără să-ți semnezi. Domnul Vici, de ce mă contrazici? Dacă Matale nu-ți dă el la viu, el e de față. Dai Matale aviz fără București? Păi da, asta. Păi ce, pentru privat? Pentru privat. Da. Nu-ți dă aviz? Păi da, 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 da. Dar știți de ce? Ca să are controlul. Nu care închid reședința. Acolo se aștepte, dar de acolo nu le spune, măi, omule. Thank you.